acasă și la noi acasă. Și la noi acasă, despre asta e vorba. Mișa, te pup. Mihai, te pup, bine ai venit. Ia uite. Bela. Te pup, Bela. Da. Poți să o întrebi orice, că ea zice da. Da? Da. Dar de unde? De peste tot. De... Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Teo. Dragul pentru nostru. Pentru invitație și pentru dorința de a ne mai revedea. Păi ce ți-mă? În pandalie. Ce ți-mă? Ce-i făcut? Ați spotolit de puturoși, v-am spus și data trecută. Păi când și... nu mai vine să plece omului de păi ce ți se pare că noi suntem niște harnici, în afară de Bela care face de mâncare, noi doi venim în emisiunea asta ca păi să facem lumea. Păi ați asigurat-o că cine vrea să ducă dincolo face Bela de mâncare, nu? Nu, no, no? Știi ce mâncare bună face? Zău? Da! De multe ori nu mai prindem, îți zic sincer, noi doi nu mai prindem. Da. Dar mâncarea mănâncă toată lumea pe cuplu. Suntem cei mai fericiți de când a venit tu ești cea mai fericită că tu știi să te controlezi pe așa da, ceva. Eu nu prea mă controlez. La capitolul ăsta. Da, dacă e ceva bun... Simțești nevoia. Cântăm la mai. Da, tu lucrurile astea numerologic nu poți să le controlezi. Păi astăzi, de ba exemplu, da, le controlez, da. Face ardei umpluți. Trebuie să fiu atent și chipzuit. Ah, tu te referi la controlul pe bucătărie, pe aha, ce gătești. Pe orice. Faci tu meniu poți pentru săptămână. Numerologia ta... Să controleze orice în principiu, ba da, nu? Știi că îl faci când nu ține nevasta post. Că dacă mă apuc să fac eu ordinea de bătaie, că și mie îmi place în bucătărie, așa că nu vă faceți probleme. Chiar am două premii câștigate pe ce gătesc. Nu te uita că nu sunt mașini străine. Eu te cred. Pe cuvânt. Dar n-am știut, e prima oară când păi ai. Uite că... Da, da, ție ce? Bine, Mihai, pentru că tu știi în ce zile să gătești. Păi stai puțin. Exact. Da. Un numerolog care să știe să gătească. Și cu ce feluri de mâncare ai câștigat concursurile? Ceva tradițional, bucătăria românească, dar o invenție de-a mea. Puțin adică reinterpretată. Da. Ficăței de pui în sos de vin cu niște cartofi care nu îngrașă. Ma. Cu toate aromele făcute, jujubă, bayram, sacâz, da? Așa, că am pus și de la Turcia acolo. Ei, condimente, că nu mergea altfel. Da? Ce fel de cartofi care nu se îngrașă? Asta zic și eu. Căutam păi și de ce nu îngrașă? De ce? Spun eu, că, pentru că, în primul rând, ca să nu ai absorție de grăsime prea mult, prima oară poți să-i pui cu puțin unt de lemn și unt. Da? Dar unt cu... Deci îi prăjești un pic ca da, să-i sigilezi. Cu... 35-40 maxim grăsim. Uh-huh. Da? Și ei sunt tăiați cartoful mare în patru. Și atunci tu îi faci pe fiecare. Adevărul că trebuie să ai răbdare. Eu mi-am făcut și o furculiță specială pentru ei, ca să-ți dea. Nu pot să cred că sunt tipicat. Sunt tipicat, sunt născut pe 13. Patru ăsta mă ordonează că n-am încotro. Data viitoare poți să gătești cu mine? Nu. Ca vin să cu dragă niște lucruri noi. Faceți-mi voi invitație este... să vedem cine și rămâne. Și să aduc furculiță, e special. O aduc și pe aia, sigur. Furculița cred că e miraculoasă, e din aia care nu poți să iei cartofii, nu mănânci, nu te îngrași. Cred că, nu? Păi nu, iubito. Se pot cu iaua, eu am folosit-o inițial, pentru cartofii de la musaca, că îmi plăcea musacaua grecească. Acum o omoare-ne. Nu, Mihai a venit ca să ne facă da, nouă poftă, da, nu să ne... Dacă tot veniți cu bucătăria în casă, vin și eu la bucătăria voastră. Noi și vă spun și când sunt zilele bune. Asta e! Dacă nu știți, vă spune Bela. Dacă nu. Dacă ai îndoieli, nu-i problemă. Nu, îndoieli nu. Toți pentru că traversăm... cartoful e rigid de la început, știi? Clar. Se mai îndoaie furculița câteodată. Nu, hai să nu vorbim despre asta, că oamenii vor interpreta greșit. Nu vrem să ni se îndoaie furculița. Da, și panoplie, acolo am de toate. Iată. Vă pot ajuta. Ne-am gândit așa. Să ne înveți cum am putea face noi, ca în perioada asta în care toate ne merg cu sus în jos, să știm dinainte când vom avea o zi mai puțin bună, ca să fim mai ponderați, să fim mai calmi, mai atenți la propriile acțiuni și când știm dinainte, calculându-ne singuri când o să ne meargă tot un plin, ca să forjăm, știi? Să, să băgăm piciorul în accelerație. Ai 7 zile în săptămână, da? 7. Ai marți, care e patronată de Marte, zeul războiului. Da? O dai deoparte, da? Deci, și ai vine. Stai, o dau deoparte de bună. O dai deoparte, că e rea. Marți? Păi cine, marți era? Cine vrea război marțea? Vezi, nu vezi, e ziua patronată de Sfântul Anton. De-aia am la voi azi ca să spargem superstiția lui marți. Bravo. Ai văzut? Atunci începe să-mi placă. Și una mai rea decât marți este vineri. Cu toate că e zi de post și ziua lui Venus. A frumuseții, armoniei, dragoste. De ce? Venerii pentru că senatul ies. Roman, într-o vineri, a fost asasinat Cezar. Et tu Brute, vinerea a fost. Exact, și tu Brutus. Și era netrecut prin filtru.
Direct la brută s-a dus. Ia uite-vă. Deci astea două. Ar mai veni sâmbătă, că i-a lui Saturn și toți care și au spus sâmbătă sunt mai sobri, mai sumbri. Deci tu le spui nouă că vine și sâmbătă, când noi ne simțim cei mai fericiți. Da, mă, da, din lumea da, Teo, asta. Da. Sâmbătă nu te apuci să dai cu ghiocul. Duminica nici atât, că e ziua Domnului. Da? Deci sunt zile care le scoți, le faci luni, că da, e ziua lunii, blând, cal, liniște, da? Iar duminică e ziua soarelui. Strălucești la ceea ce ai făcut de luni până sâmbătă. Ce nu înțeleg eu este că tu mi-ai spus ce zile din săptămână să dau la o parte, nefolosindu-te de arta ta. Numerologia nu e implicată deloc în aserțiunea ta dinainte. Păi stai puțin. Luni, o iei ca zi numărătoare, sunt 7 zile, da? Păi asta înseamnă deci că toți suntem la fel. E 1. Mihai, asta înseamnă că toți putem să facem asta, indiferent de cifra noastră fiecăruia, a destinului. Doar că mai avem niște adjuvante în plus, ca și în bucătărie. Bun. Ai condimentele. Condimentul este ziua, luna și anul de naștere. Uh-huh. Dar condimentul de bază e ziua ta. Se Bun. Numește numărul psihic. Hai să ne apucăm să psihic. Scrie acolo. Eu trebuie să scriu. Da, eu trebuie să scriu. 306, Teo. 306. 3. 0 6 6 Atât. Hop. Anul nu se dă. Ăla e secretul, doamnelor. Nu trebuie să fii nesimțit să întrebi în ce an sunteți născut. Asta e ziua mea? Nu, e 306, e o dată. Și ce, e ziua cuiva? Bun, e 3. Tot ce înseamnă multiplu de 3 și scrie jos de desubt. 3, 6, 9, 12 puncte, puncte până la 30. Păi da, 3, 6, 9. Adun câte 3, toată trei, lumea câte știe trei, să facă multipli. Bun, astea sunt multipli, da? Astea sunt zilele tale benefice, Teo. Nu sunt ale mele, bre, că eu sunt pe 2. Ale celui născut ale în 3. Ale celui născut în 3. Aia, deci dacă ești născut în 3... Nu, am zis benefice acolo, ca să înțeleg. 3, multiplu de 3 și te duci până așa, în 30. Bun, dacă ai luat pe 1... 24, 27... 30, hai că m-am dus. Hap! 24-27. După dulap, da. Dacă nu vă deranjează. Este, doamne. Este, este. 3 ori 9, 27. Da, bre, am zis 3 ceva. 3 ori 8, 24. Da. 27 ai zis. 27 scrie. Urechea mea e surdă, trebuie să o dau. N-are nimic. Așa, s-o am erdă. Înțeles 26. Deci, bun, în momentul în care ești născut, să asta zice pe data de 3. Același lucru se aplică și dacă ești pentru născut toate în zilele, 8. Toate zilele multiplu de, de 8, orice multiplu de 8 este o zi benefică ție. Orice cifră care o aduni și îți dă 8, e al tău. Dacă ești născută pe 17... Nu poți să zici 8 ori 8 și aici 4. Corect. N-ai. Dacă ești născută pe 25, cum calculezi? Păi 25, adun 2, 2 cu 5, plus 5 și ți-a dat 7. 7. Și orice multiplu de 7... Te-ai dus la Putin. Și umbli în Putină. Eu? E cea mai dură cifră. 7. 7. Și eu proastă. Da? 7 zile, minte puțină, 7 femeie. 7 minune ale lumii. Nu mai vreau să enumer că sunt mulți de 7. Aha. Da? Bun. Bun. Deci ziua ta, da? Și te duci la ea. Luăm pe 1. 1 care este imediat după el? 2. E 2, dar ăla este adunat. Pentru 1, cine e născut pe data de 1. Deci ăștia care sunt pe 1, da, au 1, 10, 28, 19 înainte de 28, 28 și ai terminat. Ăștia stai că n-am înțeles, n-am înțeles. I-am au zilele deci, lor. E născut știi pe 1? Ce, Teo? 1. 1. E 1, da? 10, e 1 plus 0. Da? Da? Următorul? 19. De ce? 19. 1 plus 9 e 10. 10 e 1. A, și acum adun se adun cu 8. Între ele, se simplifică până la o singură unitate. Totul se reduce la... Și după 19 unitate. Ce e, ca să mă prind eu? 2 cu 8. Am pierdut. 10. A, 2 cu 8, 3 cu 7, dar nu, nu există data dar de 3 și 7. Dar nu aveți data de 3 și 7. E, lată, că te-ai vedea de ea până bine, când. Am înțeles. Da? Și așa le folosim pentru ce? Și pentru ce deci, cu 2? Bela, 1 plus 9 fac 10, da, adică 1 plus 0 fac 1, da, 2 plus 8 fac 10, adică da, 1 plus 0 fac 1, și 3 plus 7, dacă ar exista data de 3 și 7, dar nu există, ar fi 10, 1 plus 0 fac 1. Bun. Și luăm toate cifrele de la 1 la 9, că toți sunt născuți, dau și cifre duble, adică sunt două. Deci, de exemplu, merg până la 9. E, următorul vine 10, ăla din două cifre. Al doilea e 11. Dar 11 se pliază pe 2. 11 se pliază pe 2. Și atunci am 11 odată. Ai 2 odată primul, deasupra al 11. Da? Da. Al doilea care se pliază e 11. Da. 1 plus 1 e 2. Corect. Da?
Ce se mai lipește ca să iasă 2? 2 plus 0. 20. Și ultimul? 29, care dă 2 cu 9, 11, 1 cu 2. Oh, da! Ai văzut ce bombă? Și ăștia care sunt născuți pe 29 au și calități extrasenzoriale, un pic paranormale. Aia din februarie nu sunt tocmai fericiți, dar... Păi da, dar odată la 4 ani sunt fericiți. Dar ca să fie toată lumea fericită, cel care a creat cadrul respectiv cu 28 și 99 ani bisect, cei care sunt pe 29 sărbesc tot pe 28. Adică e singura combinație divină, bărbatul cu femeia, 1 plus 2. Bărbatul cu femeia 1 plus 2. Bărbatul e 1 și femeia e 2 sau bărbatul e 2 și femeia 1? Bărbatul e 1. Primul care a fost izgonit din rai a fost Adam. Pe urmă avem și Eva. Ca Adam în ordinea numerelor de pe tricou. A e 1 în numerologie. E e 5. Adică 1 plus 5 e 6. Ceea ce înseamnă familie. Ce am înțeles eu până acum este că așa, fiecare dintre noi, luându-și în calcul ziua de naștere, ori are o zi de naștere alcătuită dintr-o singură cifră și atunci e simplu să calculeze multiplii, ori dacă are o zi de naștere alcătuită din două cifre, le adună, iese una singură și pe baza acesteia își calculează multiplii. Asta înseamnă că ziua lor bună va fi, uite, de exemplu, dacă e născut pe 3, ziua lor bună va fi pe 6, pe 9, pe 12, pe 15. Asta însă înseamnă că în restul zilelor stau în casă. Stai acolo, că n-ai pieca. Ce, îți dau 10 după. Dăm pagina, te rog, și hai să le dăm acum ceva, un secret din casă pentru toți. Dacă n-am învățat când trebuia, nu știi cum e. Așa. Indiferent de ziua în care te-ai născut, că e o zi cu 1, cu 2, cu 5, cu 9, cu 23, avem zile faste, zile benefice în tot ce înseamnă calendarul lunar, da, următoarele date. Scrie-le acolo. Toți? Zile faste pentru toți. Toți zile faste. Ca să-i bucurăm și pe ceilalți care au prea puține la număr. Da? Și spunem 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 21, 22. Astea faste toate? Da. Păi să mor. Faste, 27 și 28. 27, 28. Paradoxul e că toate zilele faste fac un total de 13. Și eliminăm și cifra 13, care e fatidică și nu e norocoasă. Cum să nu fie norocoasă? Păi e foarte norocoasă. Uite aici, sunt 13 date. Asta dacă dintre datele astea una se nimerește să fie marți, e dublu, sau sâmbătă sau duminică, e dublu ca noroc pentru tine. Elimină încărcătura negativă a zilei de marți sau vineri. A, deci e de două ori mai benga. Exact. Păi înseamnă că viața noastră trebuie să fie un dirli-dirli continuu. E rost bombon de mentosan. Hai să vedem mentosanul nefast. Astea-s puține. Zile nefaste, zici. Domn, da, profesor. Doi. Stați așa. Da, că n-am scris, că nu mi-a spus ce. Zile nefaste pentru toți. Nefaste nașpa. Nașpa. Rele. Urâte. Doi. Doi. Cinci. Cinci. 11. 11. 13. Ținte bine. Păi da. Ținte bine, lasă-l acolo. Ia uite-mă cum mă țin. 15. 18. Și 30. Hai că-s puține. De ce e luat 13 nefastă? 4, 5, 6, 7. Exact. 7 e o cifră nefastă. Păi restul sunt acei. Dar ea e trimisă sus la zile faste pentru că e cifra Dumnezeului Fiul. Că Dumnezeu Tatăl are 10. E din 2 ca să-L cuprindă și pe Fiul sub aripa Lui. Iar aici 13 e luat exact ca să le dea peste nas tuturor defetiștilor care nu vor să creadă. Și zice, puneți-l pe 13 nefast să vedeți cum e. Dacă eu gândesc că 1 sau 5 sau 7, toate cifrele benefice sunt negative pentru mine, așa vor fi. Deci mai bine... E cauza și efectul. E legea atracției universale. Ce e misteu, aia culegi. Mihai, mai am o problemă. Nicăieri eu nu-l văd aici pe 4.
4 este la tot ce înseamnă cifre, cum să spun eu, neutre, care nu intervin. Mai e vreuna? Nu. Păi aici am 7 și sus am 13. Sunt în total 10 sau 11 sunt neutre. Ia, 4. Ar fi 2, aici e 3, 4 lipsește, 6 lipsește. Stai că 2 deci, și la nefas și la fas. 4 lipsește, 6 lipsește. 6. 4 și 6. 8 lipsește. 6. Și restul. Și altele. 14 lipsește. Restul. Și restul. Asta. Da. Deci le-am umplut de Bucurie. Le-am umplut de bucurie. Există posibilitatea ca în cazul în care tu nu crezi în toate astea să ți se dea peste cap, spuneai? Nu, te dau peste cap atunci când tu nu ți-ai pregătit ziua respectivă. Adică eu de azi pentru mâine îmi fac un sumar de idei care trebuie duse la finalizare. Da? Când propun să fac cu tare, cu tare, cu tare. Când intervine un factor de neprevăzut, factorul ăsta de neprevăzut e o persoană din asta, cum să zic eu, perturbatoare, care vine și zice, ce faci, fum, te uși mâine? Păi, mâine nu e bine, n-ai văzut ce a zis? Da. Ei, asta nu face altceva decât să dească îndoiala. În momentul când ai sădit îndoiala, ai devenit un pic panicat. Panica e cea mai mare, cea mai distructivă, pentru că ea nu face decât să creeze frica. Și frica e cel mai mare dușman, evident. Ai văzut ce simplu e? Tu, ca numerolog, ai o oră predilectă la care te trezești pentru ca ziua ta să meargă bine? Nu, am o oră predilectă când prea nevastă mea zice la cumpărături, că ea intervine și îmi perturbează somnul. De obicei, poate să fie 6:45. Da. 6:50 dimineața. Da. Da. Poate să treacă de asta 7:15 și 20. Dacă am trecut la fără 20, deja ziua aia mă gândesc că am ratat o oră de a face prostii. Că de-aia se scoală omul mai devreme. E adevărat, să aibă tot timpul să facă tâmpenii. Exact. Așa e. Exact. Haideți să te ducem în bucătărie, domnule bucătar. Multă dragoste. Da. Că ia să vedem ce... Dacă tot ai învățat... Astăzi o să gătesc ardei umpluți. Când o să ai timp să gătești ardei umpluți, mă iubito? Cum să gătește o filipineză ardei umpluți? Cum să gătește o filipineză ardei umpluți? Eu zic că bine. Mihai, hai să vedem care e deosebirea. Da. Bun, care e prima operație? Văd că ai toate ingredientele. Da. Ai cărniță, ai ceapă. Am carne de vită și porc. Așa, ai orez. Am orez. Ai resturi ce-ți mai trebuie acolo. Și păina, ceapa, untul, suc de roșie. E foarte bine, dar e cam... Ăla e bun să-l folosești la final. Da, la final, pentru da. A fierbe în el conținutul. Pentru că la dumnealor de aici... Dacă le-ai dat căpăcelul jos, e foarte bine să ai și niște roșii întregi. De ce? Pentru că tai niște rondele și le căpăcești. Ca să nu-ți iasă conținutul. Te vezi? Am avut roșii întregi, dar am... E nicio problemă. Le-am ras. Eu ți-am zis pentru viitor. Iar povestea asta cu orezul văd că nu l-ai pus la umflat un pic. Încă nu. Nu l-ai pus. Trebuie să-l lași un pic să tragă în 5-10 minute. Iar după aceea, orezul, cu tot ce înseamnă ceapă, tot ce este conținut, umplutura pentru el, da? Pui un de lemn, nu neapărat ăla de... Ăsta nu e bun de gătit, ăsta de măsline. E mai mult pentru salată. Nu, Dar are și de floarea soarelui. Floarea soarelui, perfect. Îl combin uleiul, că dacă pui untul să-l încălzești, se arde. Dacă pui ulei și untul după aceea în el, face o spumă frumoasă, gustoasă și călești ceapa și cu orezul. Vă scuzați o clipă, dar tu ai spus ceva. Ai spus, vreau să vedeți cum gătește o filipineză. Ardei. Care e deosebirea? Pentru că când o să fac sosuri pentru ardei la final, eu vreau să, în loc să folosesc ulei de floare soarelui, o să folosesc unt și o să fac cu făină. Tu faci un rântaș. Face un rântaș. Ăsta e un adjuvant care nu face bine la stomac. Rântașurile. Nu e problemă, că ne dă țărină apio și ne deci nepară. Deci asta. Dar încearcă data viitoare, când mai faci ardei umpluți, să pui un morcov,
Un pic de țelină, da. Și un pic de păstârnac. Nu, o să ne spui câți păstârnaci, că numai tu știi. Numerologul, șef. Știi de ce? Pentru că astea toate în compoziție vin cu vitamine și cu savoarea lor suplimentară. Asta este un ardei umplut rapid. Câți ardei umpluți trebuie să iasă șefei noastre filipineze ca să fie bine pentru tine? Câți? Are 2 și cu 3, 5, 8 și cu 2, 10. E perfect pentru cifra mea. Perfect! Perfect. Numărul de destin. Deci da? Toți ardei merg la Mihai. Mulțumim frumos de tot! E pentru Dumnezeu. Mulțumim! Și fără Dumnezeu, nimic. E adevărat. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim. Și vă doresc poftă mare. Pe curând! Eu nu să stau la ardei în plus, că sunt...